Domne, când e vorba de buf, baf, buff, bibabim, bibabum, ați înțeles, adică războaie, creativitatea omului nu are limite. Ar fi în stare să transforme și o scândură din gard în rachetă intercontinentală. De la gheoaga țintuită până la ultimul model de supersonic F-22 Raptor, omenirea s-a dovedit a fi foarte inventivă atunci când a fost vorba de găsit mijloace cu care să-i dea în cap inamicului. <tri> Uneori mă gândesc că dacă toată energia asta ar fi fost folosită pentru a găsi de pildă leacuri pentru bolile incurabile, precis eram nemuritori până acum. Dar mă rog, am fost preocupați mai mult să ne sfâșiem între noi precum câinii. Apropo de câini, mi-a venit o idee. Ce-am zice să vă povestesc astăzi cum au fost folosite animalele de-a lungul timpului pe post de arme? Nu o să vă vină să credeți. Salutare, sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și vă spun bine v-am regăsit la o nouă emisiune After School, locul în care vă ajut să învățați și învățăm împreună. Dacă veți răsfoi cărțile de istorie, veți observa că încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit animale în confruntările militare. Cred că știți, nu așa, că primul animal domesticit a fost câinele. Știm astăzi de pildă că principalul scop al îmbrânzirii lui a fost acela de a avea un partener eficient la vânătoare, dar și pentru paza așezărilor umane. Dincolo de aceste îndatoriri, câini din rase uriașe, astăzi dispărute, au fost utilizați pentru război. Unii specialiști spun că în luptele dintre triburi, câinele a fost utilizat încă de acum 15.000 de ani. 15.000 de ani, vă dați seama, nici nu ieșiseră încă din epoca pietrei. Mărturii cu privire la existența unei rase mari de câine folosit în război apar încă din antichitate. Cea mai veche mărturie în acest sens datează din jurul anilor 600 înainte de Hristos, când Aliates, regele Lidiei, un regat dinastia mică de pe teritoriul Turciei de astăzi, a folosit câini împotriva cimerienilor, o populație migratoare de călăreți războinici. Câinii special antrenați ai regelui Aliates au reușit să provoace probleme foarte serioase inamicului. Mai precis, împotriva cavaleriei, ucigând mai mulți inamici și alungându-i pe restul. Cam tot pe atunci, războinicii din Magnesia, o regiune din centrul Greciei antice, foloseau de asemenea câini în război. Istoricii cred că aceștia erau utilizați pentru a rupe liniile inamice, pentru a provoca panică, cred și eu, și dezordine, și erau urmați de un atac cu lâncile și o șarjă de cavalerie. Una dintre rasele cele mai feroce de câini războinici, de altfel și cea mai cunoscută în istorie un strămoș al tuturor raselor de talie mare de astăzi se numea Molosus. Era un câine gigant, deosebit de agresiv, crescut de triburile din munții Epirului, adică de prin Albania de astăzi. Inițial a fost un câine de pază al turmelor, mai apoi antrenat și pentru război. Unele surse istorice afirmă că era atât de puternic încât putea lupta cu feline de talie mare, cu urși chiar, și ar fi putut chiar dobori un taur. Istoricul grec Herodot din Halicarnas povestește că regele Cirus cel Mare, cel care a pus bazele Imperiului Persan, a primit un câine în dar de la regele Epirului, undeva prin preajma anilor 550 înainte de Hristos. Mare amator de lupte între animale l-a pus pe acest câine din Epir să lupte împotriva unui taur. E, acum ce să vezi, Grivei, săracul, cred că n-a fost în cea mai bună formă a lui și a pierdut meciul. Iar Cirus s-a enervat și a ordonat să fie ucis. Ce să vezi, regele Epirului a auzit întâmplarea, s-a cam înverzit la față. I-a trimis de îndată regelui Persan un alt câine molosus. A, cum să vezi? Povestea spune că acest câine a luptat cu atâta dârzenie încât a învins un taur și mai apoi un elefant. Mă rog, la treaba cu elefantul eu am oarăși ce dubii, doar să fie avută la vreo depresie, vreun deranj la stomac, în sfârșit. Na. Cert este că anumite rase de câini au fost folosite multă vreme în confruntările militare, inclusiv în perioada contemporană. Uite spre exemplu, în cel de-al doilea Război Mondial, sovieticii s-au gândit ei să dreseze câini pentru a-i trimite cu încărcături de explozibil ca să facă poc sub tancurile germane. E, la prima vedere părea ceva simplu și eficient. La prima vedere pentru că sovieticii au dresat acești câini făcându-i să creadă că sub tancurile dușmane era mâncarea lor, îi lăsau zile întregi animalele fără hrană, pentru ca în timpul luptei să meargă cât se poate de repede la tancurile germane. Uh, <coughs> nu s-au gândit la un lucru. În haosul de pe câmpul de luptă, câinii nu se îndreptau întotdeauna spre tancurile germane. Și ce să vezi? Uneori mai confundau vehiculele stăpânilor lor cu cele ale germanilor și căutau mâncare sub ele, făcându-i pe sovietici să simtă pe propria piele nefericita idee. Bum! Nici pisicile nu au lipsit din peisajul războinic al unor epoci. În anul 525 înainte de Hristos, spre exemplu, în timpul bătăliei de la Pelusium, o confruntare celebră între faraonul Amasis al II-lea al Egiptului și regele Cambize al II-lea al Persiei unii istorici relatează că persanii au speculat foarte ingenios faptul că egiptenii considerau pisicile sacre. Tocmai de aceea au eliberat înaintea atacului un număr mare de feline pe câmpul de luptă, iar egiptenii, temându-se că le-ar putea răni, au refuzat să tragă cu săgețile. Foarte frumos din partea lor! Doar că pentru asta au cam pierdut lupta. Nu doar câinii sau pisicile, dar și alte specii de animale au mai fost folosite pe post de armă. De proiectile, mai precis. Unele mai puțin obișnuite, la care pun pareu că nu v-ați fi așteptat vreodată. Șerpii uh, În anul 405 înainte de Hristos, grecii au utilizat acest șarpe ca armă pentru a cuceri anumite teritorii din ambarcațiunile lor, îi aruncau ca pe niște proiectile împotriva flotei dușmane. Mă rog, acum, bă, ăsta săracul nu e veninos, dar nu e ca și cum ai vrea să-ți iei micul dejun lângă unul. Cu atât mai puțin să vezi că zboară vreo câțiva e, eh, în direcția ta. Această tactică urmărea să creeze derută în rândul inamicului pentru a ușura atacul principal. Elefanții au făcut parte de asemenea din arsenalul unor armate. Adevărate tancuri vii, aceștia au fost o adevărată forță de luptă, folosiți pe scară largă din India până nord-vestul Africii. Probabil cel mai cunoscut exemplu este însă cel al generalului cartaginez Hannibal, care în anul 218 înainte de Hristos a pus la cale una dintre cele mai faimoase acțiuni militare din Antichitate. Aflat în conflict cu Republica Romană, Hannibal și-a condus armata peste Alpi, în Italia, luându-i pe romani prin surprindere. Armata sa, compusă din pedestrași și cavalerie, era însoțită de vreo 3,7-38 de elefanți. Bine, sărmanii elefanți nu prea au supraviețuit marșului prin munți, așa că în scurt timp lui Hannibal i-a mai rămas doar unul, pe care se pare că l-a mai călărit și el din când în când. Probabil că a fost suficient cât să bage spaima în romani, pentru că multă vreme după aceea, aceștia au asociat imaginea elefantului cu cea dușmanilor Romei. Acum, să nu credeți că doar patru pedele și-au obținut faima pe câmpul de luptă. Uite de pildă delfinii și lei de mare. Au și ei un loc de cinste în galeria necuvântătoarelor războinice. Deși a operat în secret până prin anii 1990, programul de mamifere marine al Marinei Statelor Unite ale Americii a recrutat și a antrenat viețuitoare marine de peste 40 de ani. La început, numeroase specii au fost luate în considerare pentru această inițiativă, inclusiv balene ucigașe și foci. Însă, delfinii și lei de mare au apărut rapid printre favoriți. Înzestrate cu simțuri superioare, înotătoarele inteligente au fost utilizate în Vietnam, în Golful Persic și în bazele navale din frontul de acasă. Delfinii descoperă și indică poziționarea minelor marine pentru care sunt prea ușori pentru a le declanșa, folosindu-se de abilitățile de ecolocație, iar lei de mare se pot scufunda zeci de metri pentru a investiga sau recupera obiecte pierdute sau suspecte. Ambele specii de animale erau învățate să păzească porturi sau nave prin detectarea intrușilor neautorizați, cum ar fi scafandrii inamici. Acum, pregătiți-vă pentru cea mai înfiorătoare creatură, cea mai înspăimântătoare viețuitoare care a putut fi folosită vreodată într-un război și care a făcut mai multe pagube inamicului decât 10 regimente la un loc. Lampiris Noctiluca Adică licuriciu. Da, exact. Licuricii au avut o importanță foarte mare. În timpul primului război mondial de pildă, militarii strângeau licurici în recipiente de sticlă și se foloseau de lumina lor pentru a citi tot felul de informări. Într-un război, sigur, știți și voi, informația înseamnă putere și șanse mai mari de a câștiga lupta. Micile lanterne efemere le-au permis soldaților să citească rapoarte secrete, să studieze hărți de război sau să citească scrisorile de la cei dragi rămași acasă. Conform unui studiu realizat prin 2010, numai 10 licurici pot furniza aceeași cantitate de lumină precum o lampă stradală modernă. Dragilor, eu sper ca toate poveștile astea să rămână doar în cartea de istorie și să nu mai avem niciodată ocazia să vedem bietele animale folosite prin războaie. E un act de cruzime care sper să nu se mai repete niciodată. Dar aici interveniți voi. O generație care va avea grijă ca viitorul nostru să fie unul mai pașnic și în care animalele să se, se bucure de mai multă apreciere și respect din partea noastră a oamenilor. În definitiv, împărțim aceeași planetă împreună. Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi la emisiunea After School, locul în care vă ajut să învățați și învățăm împreună.